Hai ca azi ne distrăm cu make-up-ul, am eu o presimțire pentru că vreau să testăm împreună câteva produse noi și câteva pensule noi și de asemenea să vă arăt și două produse pe care eu le-am mai folosit, dar nu vi le-am arătat pe cameră și o să vi le arăt practic. Voi începe să-mi aplic baza de machiaj, folosesc Pre-Pen Prime de la MAC. Și un timp pe toată fața. O să tot auziți zgomote clipul ăsta pentru că sunt foarte aproape de geam. E prânzul spre după amiază și tare mie să nu se ducă lumina pentru că afară e soare. Și însă și filmează la lumina naturală după tare mult timp de când n-am mai filmat. Pentru că a fost foarte întuneric în ultimul timp și am filmat, cred că numai cu ring light, în afară de vloguri pe care le filmez cu lumina de la bec, cu lumina din baie, cu ce lumina am eu. Toate celelalte clipuri au fost filmate cu ring light-ul și am zis să profit acum de lumina asta frumoasă, sper că mă vedeți cum trebuie. La capitolul fond de ten o să ne jucăm cu niște mostre, vi le-am arătat recent, cred că în vlog. Se pare că Sephora a scos un fond de ten nou, iar eu am mostre, se numește Best Skin Ever. Hai să vedem ce promite acest fond de ten. Am și fondul de ten și anticearcă, nu? Am 3 nuanțe de fond de ten și 2 de anticearcă, sper din suflet să mi se potrivească. Bun, deci fondul de ten promite un aspect natural și că oferă hidratare 12 ore. Să vă arăt și vouă ce scrie. Așa, că este antipoluare, e vegan, are acid hialuronic, iar 91% dintre femei spun că pielea lor arată mai bine ca niciodată. Evident, sunt și eu curioasă să văd cum e. Am, după cum vă ziceam, 3 nuanțe de fond de ten. Din ce observ eu, avem subton roz, subton galben, subton... stați un pic că nu-mi dau seama. Cred că e subton roz, neutru și cald. Așa cred. Ok? Și la anticearcă ne am 2 nuanțe, care ăsta cred că e galben și ăsta roz. Stai mai de jos, nu-mi dau exact seama. Așa, la anticearcă... anticearcă nu promite practic cam aceleași lucruri. O să vedem. Eu sper să vă zic ce așteptări am eu și ce așteptări am eu în general de la produse. Îmi doresc foarte mult să aibă aspect natural, să aibă acoperire medie. La anticearcă îmi doresc aspect natural, dar acoperire mare. Deci să vedem ce treabă o să facă. Cam așa arată. Voi folosi de la fond de ten nanța aceasta de mijloc, care mi se pare și cea mai potrivită atât ca subton cât și ca nuanță. Ok, stați să desfac aici. Sper să fie ok. Să vedem cât produs e. Eu zic că o să-mi ajungă. Și pensulele cu care să ne jucăm astăzi, sunteți gata? Sunt acestea. Sunt niște pensule din silicon pe care le găsiți în Douglas. Cred că ăsta este tot setul. Sunt 5 în total. 2 de față și 3 mai mici pentru tot felul de detalii. Sunt niște pensule, nu știu dacă să le zic pensule neapărat, pentru că nu sunt chiar pensule, dar sunt niște aplicatoare pentru produse. Eu n-am niciun fel de bază în ele, vă zic. Eu, în general, sunt anti bureței de silicon, tot felul de aplicatoare din silicon, în afară de cele pe care le folosești pentru a aplica glitterul pe pleoapă, de genul acesta pe care l-am și folosit tocmai în acest sens, pentru că se lipește foarte, foarte bine produsul de pensulă și după aceea de ochi. La fel și cu pietricelele. Am înțeles că dacă folosești aplicatoare din astea e mult mai simplu să iei pietricelele să le pui pe ochi, pentru că e pur și simplu foarte simplu. Dar în afară de asta, eu nu văd cum pensula aceasta poate mie să-mi întindă bine fondul de ten pe față, să-l uniformizeze, să arate în regulă, la fel și cu cea de anticearcăn. Și pentru că sunt atât de sceptică, am evident aici cu mine și și burețelul meu pe care îl folosesc zi de zi. E umezit și e pregătit să-mi vină în ajutor, pentru că am eu senzația că nu. Nu o să se aplice cum trebuie, dar vom testa împreună. Hai să ne apucăm de machiaj. Mă mai distrage peisajul afară, că e tot felul de lume agitată. Am reușit să deschid aici. Sunt foarte curioasă care este consistența. Este... Stați așa să-mi iau oglinda. Cred că mi-am prins un fir de păr, ceea ce nu prea-mi doream. Oh, e destul de portocalie, din păcate, nuanța asta, dar v-am zis, altă nuanță mai potrivită. Nu știu dacă e... Vai, ce portocalie o să fiu! Ioi! Ok, și acum... Cred că, uite, pe cameră nu se vedea de tare, dar în realitate este foarte portocaliu. O să...
Mi-e și frică. O să întind? Nu știu dacă ar trebui să întind sau să... Au! Nu, nu trebuie să tapotez. Ai de mine ce ciudat e. Consistența este relativ lichidă, dar este și destul de cremos. Nu, deci deja arată rău. Dar acum, uite, asta e problema. Că nu știu dacă e de la fondul de ten sau de la aplicator. Aoleu, ce portocaliu o să fiu. Umpa-lumpa. Acoperirea mi se pare mică, rău, rău, rău de tot. Și finish-ul nu mi se pare... Adică în afară de faptul că mi-a făcut fruntea portocalie, nu pot să zic că văd altceva. Ce voi face în continuare va fi să... iau produsul de aici și să-mi aplic pe jumătate de față. O să aplic cu burețelul direct ca să văd exact care-i treaba și cu produsul, să-i facem o testare corectă. Că v-am zis că mai mult ne jucăm cu... pestele astea din silicon, nu cred că o să pot eu vreodată să renunț la Beauty Blender. Ok, și pe cealaltă jumătate de față o să mai încercăm o dată cu pensula din silicon. Un alt lucru de menționat la acest fond de ten este că miroase foarte frumos, miroase a ceva flori, mi se pare. Hai să întindem mai întâi cu burețelul pe partea asta, dar o să fiu, o să am capul portocaliu azi. Sper să mai reparăm din anti-charcon toată situația, dar nuanța este foarte greșită pentru mine. Da, acoperirea mi se pare miditică. Uite, aplicat așa direct cu burețelul, arată clar mai bine, s-a întins mai frumos și finish-ul este foarte luminos. Cred că se poate observa. Da, e drăguț finish-ul. Dacă ar fi și nuanța bună, cu siguranță ar arăta mult mai bine. Pe frunte, din păcate, din cauza burețelului de silicon s-a cam întins în pete. Nu știu ce să fac, să mai încerc să... Mai încercăm, ce să facem? Dar nu-mi place deloc ce face. Adică da, mișcă produsul, fiindcă na, e un obiect, dar... Nu-l ajută deloc să se piardă în piele, să... Nu. Deci până acum asta de fond de ten e un nu. Este foarte greșită nuanța pentru mine. E ok ca subton, dar e prea închisă. Ok. Deci, acoperirea mi se pare mică spre medie. S-a întins ok. Cam asta e culoarea pe care o am eu vara. Deci îmi da așa. Nu arată și bine cu părul. Relativ. E un pic portocalie. Am senzația că și oxidat un pic. Aici nu știu ce se întâmplă. Am eu o chestie pe față care m-am trezit dimineața. Asta o ignorăm. Deci, acoperirea este mică spre medie. A uniformizat nuanța tenului, dar nu... Nu știu, dacă aș fi avut zone cu roșeață, nu cred că le-ar fi acoperit foarte bine, iar finish-ul era mai luminos, dar parcă s-a mai matifiat, parcă nu mai e chiar atât de luminos, dar da, nu știu, nu m-a impresionat, iar pensula aceea chiar nu-mi place. În ceea ce privește anticiarcănele, stați să văd, nu-mi dau seama care s-ar potrivi, de să țin cont, da, ăsta, să țin cont de noua culoare pe care o am acum la ten, nu de cea care mi s-ar potrivi mie în mod normal, pentru că asta e situația. Și voi lua produsul de aici cu această minunată pensulă din silicon. Pare mai, e mai cremos anticearcănul decât fondul de ten. Îmi place nuanța, e tare drăguță. Da, e clar mai cremos și o să încerc să întind cu chestiuța asta. Nu știu exact ce ar trebui să fac, dacă ar trebui să întind sau să tapotez, dar e neplăcută. Neplăcut feeling-ul. Și vedeți, lasă dâre, pur și simplu. Stați să mă apropii, sper să vedeți mai bine. Lasă dâre, rămâne deasupra porilor și faptul că produsul nu intră în pori, mi accentuează. Pur și simplu pare că porii mei sunt mult mai mari decât sunt ei, de fapt. Nu știu ce să zic, încerc să întind aici la margini, dar din păcate nici pensula de fond de anticercă nu mi se pare că face ceva. Da. Revenim la burețel. Hai să vedem cum arată și cum acoperă produsul. Mi-a iluminat foarte drăguț zona de sub ochi, dar fără să fie prea mult. Și mi-a acoperit destul de bine cercănele, zic eu. Tot se mai văd, dar eu țineți cont că am cercăne destul de mari. Însă nu erau deloc. Aș mai aplica puțin.
Ca să văd exact cât de mult poate să acopere. Ia și să simt consistența și cu degetul. Da, e relativ grosuț pentru un anticearcă în lichid. Și îmi place că e produs, îți ajunge pentru două aplicări să-l testezi. Poate chiar trei dacă pui mai puțin. Oh, ce bine arată! Da, e foarte frumos și nici nu pare că se strânge. Adică chiar dacă e o consistență groasă, cumva se întinde foarte frumos în piele. Vedeți ce drăguț arată? Arată chiar flawless. Foarte drăguț. Da, tot tenul meu arată bine. Acum ce să zic, parcă s-a mai așezat fundul de ten și arată un pic mai bine. Oricum, în general, produsele cremă se schimbă, machiajul se schimbă. Uneori, un fond de ten poate să arate mai bine după 2 ore de la aplicare și atunci să fie momentul lui de glorie. Altele arată rău după 2 ore de la aplicare. Deci arată perfect când le aplici și după 2 ore se separă sau arată rău. Acesta se pare că cu cât trece timpul, cu atât arată mai bine. Văd că se strânge un pic în liniile de pe frunte. Sunt curioasă și de anticearcă. Nu îl voi fixa încă, pentru că urmează să ne jucăm și cu niște farduri și nu știu dacă o să-mi pice sau nu. Așa că lăsăm deocamdată anticearcă nefixat, așa îl vedem și cum se comportă, cât de tare se matifiază, cât de tare se strânge și când va fi cazul să fixăm, vom vedea ce s-a întâmplat. În ceea ce privește fardurile, vreau să ne jucăm cu o paletă cu care nu ne-am mai jucat până acum. Este aceasta, n-am folosit-o deloc eu, de fapt. Doar am făcut swatch-uri, cam așa arată ea, se numește Witch Side de la Essence, Eyeshadow Palette. Și acestea sunt nuanțele, cam așa arată, le-am făcut eu swatch-uri și mi se par niște farduri interesante, mai ales cele de fate. V-am zis, sunt foarte interesante pentru că, din păcate nu mi-am adus șervețele umede și nu știu dacă aș vrea să fac swatch-uri. Cred că ne jucam direct cu ele pe ochi. Vedeți, sunt fardurile astea de fate și în interior au așa niște, nu știu, bucăți, efectiv, mai deschise la culoare. Și fardul acesta, de exemplu, cred că se vede, nu știu dacă se vede, că are reflexii verzi. El pare a fi un negru cu alb, dar în momentul în care îl swatch-uiești, se face verde, un verde si de fat. Îmi place tare mult fardul ăsta și vreau să-l aplic în colțul interior al ochiului și ăsta mi se pare interesant. Vreau să ne jucăm și cu fardurile mate. Vreau să vedem exact cum performează această paletă. Să vedem ce putem folosi pentru ochi dintre aceste pensule. Cu siguranță, nu, eu n-am deloc bază în ele, sincer. O să vedem la fardurile si de fate cum se lipesc. Pentru pensula, deci să vi le arăt, da, avem așa. Aceasta cu Move este pensulă pentru buze. Vedeți că e un pic plată. Eu vă zic ce scria pe ambalajul lor, pe care acum nu-l mai am, dar am reținut. Aceasta este pentru, cred că eyeliner sau sprâncene, că e așa în unghi. Și pentru ea n-am nici, nu mi-am adus nici eyeliner gel, nici produs de sprâncene gel. Deci pe asta nu cred că o să o folosim neapărat. Poate merge să pui fardul cu ea, deși vă zic eu din experiență ce am încercat să fac, a fost să... Adică pur și simplu am atins-o de față și în locul în care am atins-o mi-am mutat fondul de ten, iar aceasta este cea pe care v-am zis că o folosesc pentru că ridică foarte bine glitterul sau fardul pulbere și lașează bine pe ploapă. Pentru asta este ok, în rest nu știu ce să zic. N-am pensule de blending, așa că o să mă folosesc de pensule normale, uite, cu ceva din silicon, chiar n-ai cum să-i stompezi, pur și simplu, n-ai. Așa că trebuie să ne folosim de pensulă clasică. Stați să-mi aleg una, cel mai greu e să-mi aleg pensul. O să o aleg tot pe aceasta, care e pensula mea favorită în ultimul timp, de la Boys & Berries. Și cred că voi începe cu fardul Charm, care arată așa, ăsta este. Și e un mauve lila foarte frumos și îl voi aplica în pliu și vreau să vă arăt cum se ridică acest fard. Ok, deci am luat fardul Charm. Îndepărtez excesul de produs adunat în pliu și mă folosesc de oglinda de la paletă, pentru că are o oglindă foarte mare în care poți să te vezi perfect și pentru că paleta e nouă, oglinda e și curată, așa că te vezi extraordinar și chiar e drăguță. Ok, voi aplica fardul ăsta. Ah, da, acum vă lângă fardul Wish, care e un fard mat așa piersiciu, ce frumos e! Da, s-a întins foarte bine fardul, având în vedere că baza e nefixată de desubt. E foarte drăguț, vreau să aplic fardul Wish la celălalt ochi. Pentru că vreau să văd cum se aplică și după aia văd eu cum fac. Wow, îmi place mult fardul ăsta. Deci ca și fard de tranziție, e superb. Mamă, dar ciudat arată deodată așa cu tenul. Zici că mi-am aplicat autobronzant.
M-am dezobișnuit să am tenul un pic mai închis la culoare. Da, e drăguț. E foarte, amândouă sunt drăguțe. Acum o să aplic Wish peste Charm la ochiul ăsta și la ochiul celălalt o să aplic Charm peste Wish ca să obțin aceeași nuanță în pliu, să n-am ochii diferiți. Deci uite, ar fi o idee drăguță când încerc o paletă să fac două machiaje, câte unul la fiecare ochi, dar după aia arată ciudat. Foarte frumos s-au întins, nimic de reproșat, n-am creat pete, nu sunt extraordinar de prăfoase. Da, lasă un pic de praf în paleta, dar mie nu mi se pare un dezavantaj. Cred că o să fie totuși o diferență mică. Pe cameră nu știu cât de bine vedeți voi, cred că o să vă apropii un pic totuși. Stați așa că e mai complicat. Cred că e mai bine așa. Bun, mai departe, vreau să iau fardul acesta despre care v-am zis că vreau să-l testez pentru că pare foarte intens și vreau să îl aplic în colțul interior și pe arcadă. Ceea ce este de menționat în ceea ce privește aceste farduri este că, să-l scutur un pic, au un, și cred că-l și vedeți, au un glitter, i-aș zice. Sunt niște particule mai mari, deci nu e un fard, ia uitați, vedeți? Cred că se vede chestia asta. Și nu știu ce părere am de treaba asta. Cu siguranță treaba asta face ca fardul să fie mai intens, mai vizibil, dar mă deranjează că sunt particule atât de mari, pentru că sunt așa... Nu știu, mie îmi dă impresia de fard, neapărat, nu știu dacă ieftin, ieftin în sensul nu că are preț mic, ci că... Adică mi-amintește de fardurile alea pe care le foloseam atunci când eram mici. A, uite, am luat mai mult și n-am scuturat și uitați cum s-a aplicat aici. Oh! Asta nu prea e bine. Mamă, ce ciudat s-a făcut în colțul ăsta interior. O să iau altă pensulă și o să încerc cumva să întind sau nu știu ce o să fac. Da, e ok acum. M-am și speriat. Da, nu știu ce să zic. Adică, mai mult pare că e mată zona și când te uiți așa vezi niște bucăți de fard. Nu mă coafează, sincer. Și uitați ce ciudat s-a făcut aici în paletă. Vedeți ce ciudat? S-au mișcat toate chestiile alea și arată rău tare acum. What? Ce ciudat e! Zici că e cremă fardul ăsta. Oare se aplica mai bine cu degetul? Stai să încerc să iau cu degetul și să aplic sub arcadă. Și să mă și uit în oglindă, ar fi o idee. Ia. Oh, se aplică mult mai intens cu degetul. Da, clar. Hai să folosim degetul atunci. Mamă, dar bucățile astea de fardă sunt minunate. Efectul nu e, cine știe ce se vede, dar nu e efectul meu preferat. Ok, mai departe, vreau să văd cum este fardul Supernatural, care e un fard drăguț, așa, e un maro mediu, i-aș zice, nu e nici foarte rece, nici foarte cald. Îl voi lua cu o pensulă, fapt nu, hai să iau cu o pensulă un pic mai mică. De cu... aceasta. M-am ridicat, asta e foarte prăfos, a lăsat un ditai norul de praf aici. S-a făcut exact ca nisipul și îl voi aplica în colțul exterior. Voi îl vedeți? În colțul exterior aici îl pun. Wow, ce far natural, chiar că e super natural, nici nu-l vezi. Mai ales pe noua mea nuanță incredibilă de ten. E foarte subtil, mă așteptam să fie mult mai închis de atât, adică în paletă... Trebuie să suflu, îmi pare rău. Noroc că mai îmi disfectez din când în când paletele. Vedeți, pare că ar fi mult mai închis, dar pe ochi nu e atât de închis. Hai să lucrăm și să vedem intensitatea. În continuare îmi place tare mult consistența. Sunt foarte... Adică, deși sunt prăfoase, nu se simt deloc necalitative. Da. E mai deschis decât mă așteptam, dar n-am altceva ce să-i reproșez. Consistența e drăguță. Deci vreau să intensific și eu colțul ăsta exterior și nu pare cam cu ce. O să aplic niște potion în acest fard. Un vișiniu așa drăguț, cu aceeași pensulă. Mă doare umărul azi, nu știu ce e cu el. Nu știu care e treaba. Asta da, uite, e un pic mai închis. Și e drăguță nuanța, pare așa un vișiniu nebun, dar pe ochi e mult mai închis și e mai mult spre mov maro decât spre vișiniu și mi-a picat un pic pe nas, dar nuanța e chiar drăguță.
Și ce mai apreciez la paleta aceasta este că fardurile merg foarte bine între ele, ceea ce am împliu, am mers foarte bine cu fardul maro și cu fardul ăsta. Sunt gândite împreună și mi se pare că sunt gândite bine. Am băgat din greșeală pensula în alt fard, mi se întâmplă atât de des acest lucru, nici nu vă imaginați, deci trebuie să iau o altă pensulă. Super, o să am pensule multe de spălat. În momentul estampării se mai pierde din intensitate, asta e sigur, dar nu mă deranjează să revin. E un pic mai mult de muncă cu genul ăsta de farduri, dar măcar nu-ți creează probleme, adică nu-ți creează pete. Uite că ziceam că nu pătează, dar aici mi-a pătat zona. Se vede unde am aplicat cu pensula prima oară, se vede așa ca o linie. Nu arată prea bine. Nu știu ce să fac, ce să fac. Parcă nu prea îmi place cum arată acum după ce am estompat ultima oară. Ceva s-a întâmplat. Hai să aplicăm acum un farsi de fat pe toată pleoapa. O să iau un pic burețelul. Și o să creez aici o zonă un pic mai lipicioasă. Cu ce a rămas pe el, nu mai adaug produs. E o tehnică bună dacă nu aveți la îndemână altceva sau vreți o modalitate rapidă de a face fardul să se lipească. Vedeți? S-a creat un spațiu un pic mai deschis pe pleoapa mea și voi lua cu această pensulă. Vom vedea ce se întâmplă. Fardul, mai întâi fardul Power, după care le iau pe Shadowy. Deci mai întâi Power, ăsta, și apoi Shadowy. Hai să vedem. Am eu presimțirea că nu o să meargă și că... Vai, deci vedeți ce ciudate sunt fardurile astea? Ia uite, pot să ridic, nu știu dacă s-a văzut, am ridicat pur și simplu de aici una dintre aceste solzișori așa mici, si de fați. Nu, n-am nicio șansă, pentru că e foarte cremos, da, sunt foarte cremoase fardurile astea și nu, dacă încerc să le ridic cu acea pensulă, pur și simplu le stric. Așa că o să vin cu degetul, că am văzut că se comportă relativ ok și o să aplic fardul ăsta în prima parte a ochiului. Are exact aceeași consistență cu cel de mai devreme, culoarea diferă puțin, deși nu foarte mult, are tente așa de auriu și văd și un pic de mov. Și uite, oh my god, ce ciudat, s-a creat ca o poșghiță așa pe ochiul meu, urât cuvânt, dar descrie foarte bine ce se întâmplă. Ia uitați, vedeți? Pentru că am aplicat, cred că două straturi sau ceva, acum trebuie să-l întind ca să dispară din efectul ăsta, că arată rău. Da, se întâmplă asta uneori cu unele farduri de fate, nu știu de ce. Am mai pățit. Să întind un pic în jur. E interesant, văd și niște nuanțe de verde. Niște, are niște particule așa de verde prin el. Nu-i rău, nu-i rea nuanță, dar e un pic complicat așa. Hai să aplicăm și aici. Poate nu pățim la fel totuși. Sperăm. E exact ca un fard cremă. Trebuie să te comporți cu el ca cu un fard cremă. Care, din punctul meu de vedere, sunt un pic mai complicat așa de lucrat. Depinde și de nuanță, într-adevăr, și de textură, dar fardurile cremă de obicei trebuie lucrate cu degetul, trebuie să le estompezi cu degetul. Sunt așa un pic imune la pensule. Și voi lua fardul de tranziție și estompez puțin. Iar după aceea vin cu Shadowy. Hai să vedem cum arată acesta. Nu știu dacă merge neapărat, sincer. E drăguț, e mai drăguț decât asta. E un pic diferit. Oh, dar e drăguț rău. Ia uitați. E un maro care are și roz în el. Cred că o să-l aplic aici pe centru. Da, uite, ăsta e un pic mai drăguț. Deși și el face aceeași... My God, ziceți-mi sinonim pentru... poșghiță, că e un cuvânt atât de urât de-mi dă mie cringe, mă gândesc că și vouă. Peliculă. De ce n-am zis peliculă de la început, că e mult mai drăguț? Trebuie să fac ceva cu colțul la exterior, că mă stresează rău să-l văd așa. Of, cred că o să vin cu Spell, nuanța Spell, care e un maro spre negru. Da, e un maro. Pe mână e mult mai deschis. L-am aplicat un pic pe mână și e, stați așa, că nu vă arăt bine, e mult mai deschis decât aici. Vedeți? Deci cred că pe ochi o să arate în regulă. Are pensula asta de vină. Încep să dau acum vina pe instrumente, dar nu știu. O să-l aplic aici. Wow! E drăguț o nuanță, îmi place. Și urc ușor cu el. Nu mă duc foarte sus, vreau doar în colțul exterior să acopăr din... petele astea care s-au creat, deja s-a murdărit oglinda și mă mai văd bine.
Eram în cadru. Scuze. Îmi place cum s-a aplicat, îmi place nuanța. Voi lua un plic de potion pe pensulă și o să vin fix aici ca să estompez. Câte zgomote se aud, știu. O să încerc la editare să mai scot din sunetele astea de fundal, că presupun că sunt un pic enervante pentru voi. Dar na, e zgomot de fundal, e zgomot de viața reală, nu sunt în vreun studio izolat fonic. Ok, sunt pe degete, vai de mine, dar pentru că cred că se vede că mi-a căzut pe sub ochi, tot ce s-a putut să cadă a căzut. Voi mai aplica un pic de anticearcăn. Vedeți că mi-a rămas așa o linie, o dâră din asta de sidef de pe ploapă. Fardurile astea nu cred că îți permit să-ți faci machiajul feței înainte. Trebuie să faci machiajul ochilor și apoi să-ți aplici produsele pe față, pentru că se pare că n-ai cum altfel, îți pătează. Hai să ne ocupăm și de, pardon, ploapa de jos. Voi lua. Voi începe cu Supernatural. Nu știu cum să stau ca să mă vedeți. Și întind. Ce frumos se aplică. Îmi place mult nuanța asta. E un maro mediu frumos. Mă așteptam eu să fie mai închis, dar e bun și ca nuanță de tranziție chiar. Și cred că merge să faci un soft smoky. E foarte frumos cu Supernatural. Sper că ăsta, da, Supernatural așa se numește. Mă gândeam că am confundat numele, că n-am văzut bine. Dar dacă l-aplici pe toată ploapa și l-întinzi spre pliu și intensifici un pic la baza genelor, uite, chiar am putea face un machiaj cu fardul ăsta. Machiaj așa natural de zi, care totuși se intensifice ochii și în momentul în care, nu știu, vrei să ai ochii, să ai intensitate în zona ochilor, dar nu vrei să-ți aplici tuș, există un gen de machiaj pentru această nevoie și arată foarte bine. Acum voi amesteca potion cu spell, acele două nuanțe închise, ca să intensific colțul exterior, să unesc cu machiajul de sus și să-mi și mărească așa ochii un pic. Mai departe, vreau să vă arăt un tuș pe care tocmai ce l-am deschis, l-am folosit, cred că, în total de câte ori l-am folosit? Stați să mă gândesc, acum încerc să-mi ia firele de păr de pe față, de 3 ori și l-ați observat și voi în ultimul timp. Nu mai îmi ieșea tușul deloc. Nu eram deloc mulțumită cum îmi iese, pur și simplu era un fail total, orice încercam să fac nu era în regulă, așa că am zis, ok, dacă nu reușesc eu schimbând tehnica și tot încercând tehnici noi să fac o linie de tuș de Doamne ajută, haide să deschid un nou tuș. Asta am și făcut, aveam la rezerve Giordani cu Gold Liquid Liner, cred că se numește, Liquid Eyeliner, nuanța neagră, și l-am deschis. E un negru intens, așa arată pensula, lunguiață, e un tuș negru cumva clasic și ne înțelegem destul de bine. Este rezistent, îmi place, nu este neapărat foarte mat, e un pic lucios, dar ne-am înțeles destul de bine, mi-am făcut liniile de tuș ok cu el, e ok. E ok, da, nu e preferatul meu, dar cu siguranță m-a ajutat, m-a scos cumva din perioada asta de fail total cu eyelinerul. La tușul ăsta. Un lucru pe care îl apreciez foarte tare la el este faptul că am control asupra pensulei. Pensula nu mi scapă. Nu știu dacă mă înțelegeți, nici nu știu cum să vă explic, dar dacă folosiți tușuri lichide, cu siguranță înțelegeți la ce mă refer. Sunt pensule care pur și simplu tu te concentrezi acolo să faci și o linie dreaptă, să ții pensula stabilă și ea pur și simplu scapă, fuge și te murdărește, se îngroașă linia aiurea. La tușul ăsta n-ai această problemă. Îmi place de asemenea un lucru care mi-a lipsit, de exemplu la tușul pe care l-am acum de la NYX, că pot să-mi fac tușul și pot să-mi deschid ochii și tușul nu se transferă aici. Asta îmi place foarte mult, rezistă, pot să-mi aplic tuș în colțurile interioare și să arate în regulă, nu este total mat, este chiar destul de lucios,
și dacă aplici mai multe straturi, n-arată foarte bine, dacă tot trebuie să corectezi. Pele un tuș ok, cu siguranță nu este un fail, nu este un produs pe care să-l deschizi și după aia să fie gen, ok, mai bine, nu? Este un produs pe care îl voi folosi până la capăt și vedem cum ne înțelegem în continuare. Mai departe, o să-mi aplic rimel și voi aplica Intense Metamorphoz de la Yves Rocher. Am deschis varianta waterproof și îl testez, în speranța că acesta nu se transferă. Pentru față o să folosesc Cheek Leaders. Aici n-am niciun nimic nou să vă arăt și de asemenea pentru că n-aveam nimic nou pentru sprâncene, le-am făcut în afara camerei și cam așa arată. Iar acum o să-mi conturez, bronzez și iluminez fața cu produsele care se află aici. Frumos arată bronzul de la Hoola pe un ten un pic mai închis. Am aplicat și blush, acum o să aplic iluminator. Sunt curioasă cum se aplică iluminatorul cookie pe un ten un pic mai închis, că nu mai știu de asta vară. Nu e chiar cea mai bună zi a mea să filmez. Am niște denivelări ciudate tare pe față, pe brazul ăsta. Nu știu ce se întâmplă. Dar le ignorăm, ne prefacem. Ăsta e obrazul bun astăzi, da? Asta e partea bună, ignorăm partea asta, fiindcă de dimineață am observat că am un fel de bubă, ceva, nu știu, o rană, m-o fi zgâria vreo pisică, dar nu, nu știu, e dubios. Oh, ce frumos e iluminatorul ăsta, Doamne! Nu există mai frumos de atât. Iar pentru buze, pentru că mi se termină și bateria, voi aplica repede, repejor, acest ruj de la MAC despre care v-am mai vorbit, nu m-ați văzut niciodată aplicându-l, așa că o să vedeți acum. Este nuanța Softly Rockin', este retro matte și nu e chiar foarte, adică e mat ca și finish, de fapt nu e mat ca și textură, dar finish-ul are și scripici. Asta e nuanța foarte drăguță, din păcate îmi face dinții galbeni și nu este textura mea preferată, din păcate, dar încă îl testez. Caut un creion de buze. S-a terminat bateria, așa că ne-am schimbat pe camera asta mai mică de vloguri și mi-am aplicat creion de buze, am aplicat Essence Stay Lip Liner Waterproof nuanța 02 Tea Time. Foarte frumos, dacă îl găsiți, vi-l recomand. E un creion care poate să țină loc și de ruj. Doamne, cât păr am pe față de la pisicile astea. E incredibil, ca să nu mai ziceți că mereu mă scarpin la nas și sunt enervantă în clipuri, dar să vedeți cum e să trăiesc cu 3 pisici în casă, care din iubire, în timp ce văd că te machiezi, vin la tine și flutură din coadă și tot părul de pe față se lipește de obicei în jurul nasului, nu știu de ce. Sau poate acolo îl simt eu mai mult. Da, deci creionul ăsta, dacă îl aplici pe toată buza, chiar poate să țină loc de ruj. Și hai să aplicăm și rujul despre care vă vorbeam, care a fugit în lume undeva. O să meargă, cred că, cât de cât cu machiajul ăsta de la ochi. Îmi place, e amuzant tare, nu știu cum arată, ca un capac de ruj clasic. Aplicatorul e drăguț și acum întrebarea e cum mă dau eu cu ruj ținând și camera în mână. V-am așezat pe trepied că altfel nu puteam. Pentru mine rujul, chiar și după cred că 60 de ani, după ce o să am experiență de dat cu ruj zi de zi, tot o să am nevoie de oglindă și să fiu minuțioasă și o să fac greșeli și o să mă enervez. Că așa sunt eu. Hai să aplicăm nuanța și să vă vorbesc. În timp ce vedeți nuanța despre consistență. N-am luat în calcul faptul că fiind o nuanță destul de deschisă, cu pielea mea, noua mea piele închisă, o să arate un pic rău. Nu mi se pare că arată prea bine, nu prea, stați că vă dau mai jos, nu prea scoate frumos în evidență buzele și nu mi se pare că arată tare, prea bine nuanța asta deschisă și de fată cu pielea mea un pic mai închisă. E o alegere, o părere personală, mi se pare că arată un pic rău. Mă rog, trecând peste asta, să vă povestesc exact care e treaba cu nuanța. În primul rând, nu este opacă. Adică rujul în sine nu e opacă. Avea nevoie de două straturi ca să se vadă perfect nuanța, da? Să nu se vadă buzele sau creionul de buze pe dedesubt.
nu se întinde foarte bine, tocmai cred că din cauza SIDF-ului care este în ruj, lucru care nu este neapărat preferatul meu. Apoi, după ce se usucă, vedeți că arată exact ca un ruj mat, roz, peste care am venit eu cu degetul și am aplicat un fard SIDF-at și efectul ăsta mi se pare că îi dă un pic un... Adică nu e, cum să zic, e un efect puțin ieftin. Oricât de rău sună lucrurile astea, mi se pare că e un pic așa, arată un pic chicios. Deși nuanța e drăguță și pe un ten foarte, foarte deschis, cred că arată și mai bine decât pe tenul meu în mod normal. Dar nu știu ce să zic, mă așteptam la mai mult de la această gamă. Am auzit multe persoane foarte încântate de ea și poate gama în care nu e SIDF. Știți că sunt rujurile, deci când au apărut ele acelea retromat, rujuri lichide, nu aveau deloc SIDF în ele, nici nu știam că au apărut cu SIDF, dar cred că acelea sunt un pic mai bune, deși și acelea am auzit la unele nuanțe că nu sunt opace sau că usucă foarte tare buzele. Asta nici nu rezistă foarte bine, deci eu nu l-aș cumpăra. Îi mulțumesc Nicolete că mi l-a dat, așa cum îi mulțumesc că mi-a oferit și pensulele de silicon ca să le testez. Eu, din păcate, nu sunt nici fan a rujurilor, nici pensulele, nu mă mulțumesc foarte tare, dar măcar le-am testat astăzi și am văzut împreună care și cum e treaba. Acesta este machiajul meu de astăzi. Asta mi-a ieșit cu produsele pe care le-am încercat. Ce mi-a plăcut foarte tare anticearcănul de la Sephora. Chiar e super. Deci sunt foarte mulțumită și de finish și de cât a acoperit. Îmi place și paleta, v-am zis care sunt plusurile și minusurile fiecărui produs pe care l-am testat astăzi. Și mai departe este decizia voastră dacă vreți sau nu să... să le cumpărați. Eu vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la clip, sper că v-a plăcut să ne machiem astăzi, să ne jucăm împreună cu produse noi și ne revedem foarte curând cu un nou clip. Ne vedem, nu uitați, vineri avem Empties numărul 2, anunțăm câștigătorul de la giveaway-ul trecut și de asemenea facem un nou giveaway tare simpatic. Stați cu ochii pe canal. Vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat, ne revedem la următorul clip. Pa, pa!